Slăvit să fie Domnul Iisus pentru tot ce ne-a dat până aici și pentru tot ce ne va mai da. Amin, zice adunarea. Astăzi se împlinesc 35 de ani de când am pășit prima dată pe pământul Austriei. În 27 octombrie 1989, trecut Dunărea și după ce am făcut închisoarea în Iugoslavia, ne-a dus în lagăr în Belgrad. Acolo am prins un moment, eram 40 de bărbați în 10 paturi, 50 de zile n-am făcut duș deloc, n-am făcut baie, nimic. Nu ne-am spălat 50 de zile. Nu ne dădea de mâncare decât o dată pe zi, după masa, puțin. Și într-un moment am evadat de acolo. Și în pădurile Belgradului m-a găsit Remus Popuș cu Radu Balint. Eram ascunși în păduri cu buzunarele pline de grăunțe, mâncam grăunțe, cu asta am trăit. Ca să rezistăm, nu știam când o să ajungem în Austria și pe ce cale, n-avem nicio variantă. Eram ascunși în pădure doi oameni care nu mai rezistam să stăm în lagăr și știam că trebuie să ajungem în Austria. Remus Popu m-a recunoscut acolo și a zis, nu ești tu cumva din Cluj? Ba da, să nu mai putem de foame, hai că vă cumpărăm ceva, avem câteva mărci. Cu Radu Balin s-a dus la un non-stop seara, a luat o franzelă și ce era mai ieftin, nu știa ce scrie pe sârbește. Pe conservele alea, au luat, ce o conservă, ce o văsit, ce o... A zis, mă, ce e mai ieftin, numai să nu murim. Și am mâncat prima mâncare, ne-am ospătat acolo în pădurile Belgradului cu pâine și hrean. Ăla a fost cel mai ieftin, nu știu ce scrie, că scrie hrean. Când mânci hrean, se desfundă toate. Cântând din Belgrad și până la granița cu Austria, un american... Ne-a pus într-o mașină, zis, dacă Domnul vorbește prin Duhul Sfânt, mă duc la rugăciune, vin și vă iau și vă duc în Austria. Cinci eram, ne-am adunat mai mulți acolo, refugiați. Remus Popu nu era pocăit, nici Radu Balint. La primul botez din decembrie 1989 s-au botezat amândoi. Am cântat cântări din Belgrad până la graniță, una într-una. Numai eu și șoferul pocăiți, ceilalți nu erau pocăiți. Unul era în portbagaj, trei pe bancă în spate, o zastava mică, de-aia poloneză. Și cântam cântări după cântări, cântări după cântări, Remus n-a mai putut trece muntele. Și o zis Aurel, băiatul cu care am fugit, eu rămân cu el în Iugoslavia, voi duceți-vă că fratele tău te așteaptă în Austria, dincolo de munți, și dacă el pleacă, suntem rătați toți. Cu ziua se făcea ziua când am trecut munții înapoi. Și l-am găsit pe Remus Popu și pe Aurel, ascunși acolo în pădurile Iugoslaviei. Am trecut din nou toți și am intrat în biserica din Linz, prima biserică. Arătam monștri, părul și unghiile ne-au crescut ca la Nebucadnețar. Monștri, minus 15 kilograme. Parcă nu erau oameni. Asta era prima familie cu care m-am dus pe străzi aici în Viena. Ne-au dus fratele meu până în Viena să ne cumpere niște ani de la polonez. Nelu Bor și cu Rodi Bor erau acolo pe stradă și dintr-o dată față în față. Rodica mea cu rodica lui într-o cameră dormi și la o școală și așa mai departe. Istoria mare a scris. Ne-am întâlnit și am intrat în biserica din Linz, primul program. Pe ultima bancă arătam monștri acolo, nu arătam oameni. Am reușit să facem doar o baie atât și o zis un frate de la Ambon, să zicem slăvit să fie Domnul că am mai ajuns odată în adunare. Și de pe ultima bancă am strigat toată, amin, amin! Când am strigat amin, amin, s-a întors toată adunarea înapoi. 5 luni am stat în Linz, nimeni nu mi-a spus cuibus. Nu l-a văzut pe amin, amin. Unde e amin, amin? Vine la adunare amin, amin. Tot s-a speriat. Am luat o decizie atunci și o țin până ziua de astăzi. În fiecare 27 octombrie aduc o jertfă de mulțumire Domnului. Și-o potrivit să fie în adunare astăzi, la 35 de ani. Să nu uiți tu ce ți-a făcut Domnul. Și cântarea spune, cu un singur cuvânt, o să zic nevasta, nu te duci la un proroc, mă lași cu trei copii aici, te duci la un proroc, să vezi, reușești, nu mă duc, că dacă îmi spune să nu mă duc și barca e pregătită, nu mă duc la proroc. Și am deschis Biblia, Psalmul 124, l-am învățat pe de rost. Și cu Psalmul 124 recitând 2 zile și 2 nopți până la Dunăre și 50 de zile până în Austria. Recităm Psalmul 124. Nu-l spun că urmează predica, acum vedeți voi acasă, acum cântăm cu un singur cuvânt, tu prin Duhul tău Sfânt ai schimbat pasul meu pe pământ. Și am ajuns în Austria și am lăudat pe Domnul până în ziua de azi. Și vreau să o fac până la sfârșit.
Și acum cântăm din toată inima. Cât de mult te iubesc. Mărire Domnului Iisus.